Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Escapists. Exact, ați ghicit. Play game, new game și continuăm cu cea de-a treia închisoare? Da, Shenton State Pen. Deci am reușit să scăpăm din primele două. Dacă noi reușim să scăpăm într-un singur episod pe dificultatea moderate, suntem șmecher, tată, n-ai ce să mai comentezi, dar o să încerc, vedem. Aici și că mi-a luat vreo două ore, tot cam așa, două ore și ceva. Cred că o să mă joc puțin astăzi, sincer să fiu cu voi. Hai să continuăm. Eu voi fi, ca de obicei, Rafa. Exact. Și primul îl punem pe ofițerul Garcia. Dăm play la joaca asta. Am pus nume de la abonați, de la membri. În fine, bine ai venit în Shenton State Pen. Noua ta casă pentru viitorul îndepărtat. În moment ce eu sunt directorul, am avut câțiva tupeiști printre noi care au scăpat, dar au fost aduși înapoi și pedepsiți. Nimeni nu scapă sub priveliștea mea, sub, cum să zic, protecția mea, sub ceasul meu, sub, ați înțeles. Așa că să nu-ți stârnească vreo idee. Dacă uiți regulile pe aici, bastoanele gardienilor, polițiștilor, vor fi fericite să-ți reamintesc, adică dă cu bastonul pe cărcă până îmi intră în cap, a? De ei noi să vedem ce colegi avem. Dorian Hâțu, și Tony Killer, un membru de-al nostru. Suntem cu Dorian, cu toți ăștia răi de tot. Bun. Aceasta va fi prima închisoare unde... Ia uite-l. Meiță! Salut, salut. Ilie, ia uite-l, mă. Suntem în grup mare aici. Imogen, ia uite frățiorul. Am pus numele câțiva youtuberi acela la mișto. Get in line! Morons the following scummer due to assault us. Mamă, X-Slater și Rafa ne caută pe mândoi și nebun la celulă. Holy. Ia uite-l pe Garcia, steroidul, ia uite-l. Bun, hai să văd că sunt trei. Wow. Începem cu micul dejun astăzi. Deci ce oh my god, au camere și nu pot să plec? No way, vezi că mă bat ăștia acum. Ia atent că s-ar putea să mă vadă când fur de la asta. Ia fii atent aici. Asta e bună. Yes. Oh, am blocat-o. Bine, mă, ok. Bă, mi l-au dat deja jos. Că au căutat. Ok. Asta va fi prima noastră închisoare unde? Ați văzut acolo sus, da? Au văzut băieții. Mamă, eu spăl pe jos? Nu-mi place să spăl pe jos, mă, iar? No, nu-mi place, mă, jobul ăsta e jalnic. Ia uite-l pe Zasami. Oh, salut, frățiorul, salut, salut. Mamă, sunt detectoare peste tot. L-a bătut careva pe Mițu, săracul bărbat. Aici e puțin mai high-tech așa. Adică sunt fel și fel de detectoare. Perfect. Ce vom face acum, că am terminat și ne-am făcut cash-ul, este că jobul acesta nu e făcut pentru noi. Deci, ca și în viața reală, punem mâna pe carte, frățiorii. Ce să dau drumul când n-am... Mama, avem două roll call-uri. Ești nebun? Și afternoon și pe trei avem. Dimineață, după amiază și seara. Come on, Rafaele. O să ne trebuiască două crowbar-uri, dar nu avem bani, din păcate. O luăm niște lipi... Iar, mă, caută pe mine, mă! Hai, bă, mă lași. Ajung aproape la fix. Mai sunt 9 secunde. 5 secunde. Sunt aici. Bun. Prima zi aproape gata, însă suntem inteligenți. 93. Trebuie să depistez unde e locul în care mă angajez. Se face roll call-ul. A, uite-mă acolo. Mă caută iar pe mine? Nu. Uite aici. Și m-ar interesa Metal Shop. Cred că Metal Shop m-ar interesa, nu? Care e cea mai bine plătită? Cred că Metal Shop. Bun. Deci ziua 1 este completă. Momentan n-avem nevoie de cine știe ce. Ia uite-l. Șaurele. Aha. Acum urmează să facem pieptul mare. Asta contează cel mai mult. $22 e prea puțin, mă. Ne dă $20, cât $15, cât ne dă. Este timpul să facem niște dolarei. Ușor. Ia fiți atenți aici. Mănâncă repede, bagă pe gât. Gata. Garcia, ce zici, tată? O dai? Mănânc și mie și bătaie.
Mănânc și mâncare și bătaie în același timp. Uite colegii mei, frățioru, Tienjet, Zesami, Malakai, uite-l ce de cu pumnul. Neiță, Brad Pitt, ăștia. Tienjet s-a bătut cu Bogdanel. Bun glass shard ăsta, dar nu știu ce aș putea face cu el, deci mă rog. Ziua 2. Avem lipiciu, care putem face fake vent cover, ca să ne urcăm în sistemul de ventilație. Așteptăm un mic prieten la intrare. Ia vino tati încoace, că am pregătit brațul forțos. Am împins la piept zilele astea, dar am rupt ganterele în două. Haltere ce-ar fi. Uite capul meu. What? De ce nu-i dau damage? Intelect? E pe intelect? Ia. I-am dat-o, mă, până la urmă. I-am rupt mufa. Ne trebuie o armă, mă, asta e chestia. N-am făcut nimic. Mă, cam urăște săracul fantasy. Vreau să dau click dreapta să vă arăt. Are o opinie proastă despre mine. Și are numele cu galben. Asta înseamnă că o să începe să mă atace de nicăieri. We suspect an escapist among us. Someone has been tampering with the warden's chair. Pleacă, băi, de aici, cap de dudă. Hai să ne angajăm, băieții. Să avem și noi un job de ăsta, un prestigiu, frate. Nu așa orice. Stai, mă, că era sus acolo, ce-am făcut? Nu, bă, îngrijitor. Să lucrez cu metalul gros. Ia. M-a angajat și pe mine? I've stamped your application as approved. Welcome to Prison Industries. Complete your quota and you will get paid. Fuuu, ce-am găsit. Mamă, le rup cocoașa. Le rup cocoașa, abia aștept. Ia uite-l. Am completat misiunea frumos, deci nu trebuia să-l bat. Trebuia să-i caut lighter-ul. Nu cred că ne trebuie. Aline! O-ți rup gâtufirii al naiba de urât. Ia, na. Na, te crezi șmecher, Aline, mă? Că-ți rup ceafa aia lată. N-are stare, mă. Asta e nasol, dar n-are nimic. Ne antrenăm și noi în continuare. Începem să găsim iteme, dar nu știu exact dacă o să ne trebuiască. Deci avem nevoie de un crowbar și de sfoara aia noi. Cam astea sunt itemele cu prioritate. Ia uite-l, ia. Șefule, mă bate ăsta. Să ia de mine, ajută-mă. Ia uite-l, luați-l. Luați-l până e bun. Că e periculos. Ok. Hai să vedem. Stai un pic așa. Să nu se mai știe la mine în celulă ce se întâmplă. Frumos. Mai la dreapta. Și începem să tăiem, băieții. Taie la ele. Avem de tăiat și pe aici. E drum lung. A venit evening roll colo și o tai. Ca s-a tăiat plasticul. Dacă țin minte, toată lumea doarme. Dăm not yet. Chiar sunt curios, oare nu face zgomot? În momentul în care tai cu cuțitul vei sistemul de, mă rog, gratiile astea sau ce n-ai fi. Gradele, cum se numesc? Grătar, mă, grătarul ăsta de ventilație. Nu se întreabă, bă, ce se aude, mă? Taie, bun. Era să mă prindă prostul, le-a dat jos. Și eu eram cocoțat pe asta. Trebuie să le atragem puțin atenția. I-am dat una mufă. Salut, băieții! Hai, salutări! Și acum la micul dejun, toată lumea se așează să mănânce și ce faci, Rafael? Dau una mufă-l ăsta. Chefa, mă, brother. Ia, hai să o dăm cu el fără armă. Na, ne bate. Unde el atac măcar? Mamă, ce puțin damage îi dă fără armă. Deci arma e totul. Bine, mă, încă vin de asta. Astea două ne trebuie. Deci luăm de la Ganicus. Ia uite-i, mă! O, naiba! Punem așa, luăm arma. Trebuie să pregătim etajul acolo sus ca să băgăm contrabanda. Dar e ok. Prima noastră zi la job. Ne refacem banii la loc. Bă, frățiorul, stai, mă, așa! Că nu fug cu ele. Bine, mă! 66 de dolari? Deci nu plătește 70. Ok, înseamnă că plătește vreo 50, 60? În fine, e destul de binișor, aș zice eu. Hai, salut, șefule. Șeful mare, începem să furăm. Cred că m-au căutat nemernicii.
N-am văzut la Roll Call cine era. Însă a cam sosit timpul, băieți, și să craftăm ce ne trebuie. O dată. Frumos, tata, altceva, a? Ia uite-l. Altceva. Venim cu toate astea de contrabandă. Le-am pus și la asta în veceu. Lăsăm aici. Hai că dacă mă prinde frățiorul, s-a terminat cu cariera mea pe YouTube. What? A intrat înăuntru! Ce caută la mine în celulă? Ce caută, bă? Fucking pârnaie de ofițer! Avem crowbar-ul de această dată de la domnul Tober. Mai luăm niște misiuni. Să le atragem atenția. I'm on the lookout for a pack of playing cards. Nu, pare zice că este ofițer Alin. Vrea să-l batem pe ofițerul Alin. Hai să-l batem, de ce nu? Am găsit-o. Sfoara. Perfect, perfect. Ne apropiem de planul nostru. Ne mai trebuie încă un crowbar. Da. Totul are logică. Două crowbaruri și facem un cap de la de pickaxe și un rope și o să vedeți. Să ne iasă interesant. Cred că la noapte o să fac itemul respectiv, fake vent cover-ul. Acum mă duc să mă antrenez puțin, să crească speed-ul. Cred că speed-ul ne ajută și la bătaie. Cred că atacăm mult mai repede. Ia să testăm noi pe cineva. Acum eu nu am nicio armă, mă bat cu un quick slider. Și îi dau un bârnă. Aaaa, top! Bă! Mergem la dușuri cu băieții răi. Ne spălăm, ne relaxăm. Păi nu e Battle of Sleeping, nu? Să vedem ce se vinde, ce misiuni mai avem. Nimic interesant. Dorian Hâț. Așa, mi-a furat ceva, îl vreau înapoi. Okay. Am găsit destul de bine iteme. Fiți atenți. Deci, le avem pe astea. O să păstrăm la noi ce este esențial. Astea trei sunt esențiale. Să-l punem așa. Și restul punem la... Mamă, stai, le-am lăsat deja în WC-ul. Trebuie să batem un ofițer, avem o misiune. Ofițerul Alin, ia să-l depistăm noi. Nu știu dacă îl găsesc. Imogen, ia uite ce ne vinde. Bun itemul, dar nu mai avem ceva ce cu el. Mă rog, nu mai contează. Să luăm astea frumos așa. Bine, atași, tată, ce ai? Avem 4 duct tape-uri. Gata, șeful, nu mai facem nimic. Intrăm la loc, la pucălie. Frumos, ne culcăm, ne odihnim. Tot ce trebuie. Da? Nu cred că mi-n cap toate astea. Vai, mamă, ce avem aici. Stai așa. Bun. Așa, deci, acum m-am odihnit. Și vreau să văd dacă pot să fac de dimineață repede jmecheria. Pentru că... Da, recută nu. Mi-a ieșit ce drept. Fake vent cover-ul. Bă, la prostovătie tân sunt. Am observat că la și 25 menționează cine e căutat. Na, se pare că a întârziat. Regele vostru a sosit. Ia mă să vedem regele ce zice. Xtober și Teo. Ok. Bun. Să mutăm asta aici. Taim și mie la mișto. Bun. După care vent cover-ul. Și astupăm astea. Ok. Este așa, astea sunt flosul, băieții. Bum, bum. Flosul. Astea le facem așa. Haideți să vă zic de ce nu vreau eu să... Nu vreau să folosesc prea mult acest vent cover. Pentru că are o durabilitate. Și se strică. Și momentan nu avem un al doilea tub de lipici ca să-l înlocuim. În sfârșit l-am prins pe Alin, ești nebun. Luptul ce dă? Bă, ești nebun? Ia vină tu aici. Vină să-ți dau... Ferial, naiba de...
Ciucit că ți-l arunc la WC-ul pe steta. Ata! Bun, 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 misiunea aia e gata. Și acum hai să ne continuăm furtul. Nu, 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 lasă cuțitul acolo. Ok, văd că vrea să-l ia neapărat. Am înțeles. Hai o lăsăm așa. Și ce facem noi? Ne folosim de acest cutting floss. Și începem să tăiem. Pentru că trebuie să ne facem puțin loc pe aici. Pentru că e bun flossul ăsta. Rezistă cât de cât. Nu mai intră nimeni la mine în celulă. De-aia nu pun la loc fake cover-ul, știi? Că aș putea să-l pun acum și n-ar ști nimeni unde sunt. Dar încerc să-l folosim la maxim. Terminat odată aici. Bă, băieți, bă, Mițu, cum alacai. Bun, deci. Mă mai plimb pe aici prin închisoarea asta, mă mai întreb ce să mai fac. Nu știu cum. Nu găsesc crowbar-ul. Cam ăla ar fi ultimul item ce mi-ar trebui. Am căutat astăzi toată închisoarea, iar cade microfonul. Nu uitați și voi de un mic like acolo, o mică susținere, dacă vă place seria și vreți să mai continuăm. Am făcut un set destul de frumos, aș zice eu. Am și armă și îl tot caut pe ofițerul Țambrea. Trebuie să-i dau una pe cocoașă la nebun. Hai să luăm de la X-Slader file-ul ăsta. E bun, e bun, e bun. Ăsta, da, nu vinde ce trebuie. Ofițerul Țambrea, mă, nu prea stă prin închisoare. Uite-l, uite-l, uite-l. L-am găsit, l-am găsit, l-am găsit. Dă-i pe cocoașă ca lumea. Frumos, ia uite și toothbrush-ul. Și am făcut două misiuni deodată. Avem doar 53%. A, dar nu se vede de facecam. Eu acum am realizat că am facecam-ul pus greșit. La final de episod m-am prins și eu. Asta este, băieți, ce să mai facem? Crowbar-ul ăla, mă, nu-l găsesc. Al naiba crowbar. The maggot stew assault boss. Deci nu mă caută pe mine, ceea ce e perfect. Și întoarcem în celulă. Am pus hârtie igienică. Deci acum putem face un fake vent imediat, fără nicio problemă. Am astupat. Nu l-am pus, ok. Am astupat ăsta și ne continuăm aventura. Deci vedeți că noi vom continua, da? Continuăm în continuare. De câte ori mai zic continuare, nu se știe. Trebuie să tăiem aceste gradele, aceste grătărașe. Se pare că s-a rupt flosul. Să mă duc la job, mă. Nu prea am chef de job așa, dacă știți cum zic. Mai tăiem puțin aici să facem progresul. Aha, bun, suntem pe deasupra. Noaptea e mișto, că îi vezi pe ăștia cum dorm în celule și tu sapi. Mă rog, sparge astea. Și aici să ne oprim. Dropăm. Ce e aia? Suntem aproape să scăpăm, dar ne trebuie crowbar-ul acela, v-am zis. Avem puțin ghinion că nu-l mai găsim, dar în regulă. Aaa, se duce. Nu! Al naiba. Interesant ventul ăsta. Hai să luăm cuțitul de plastic. Ok, că să nu întrebească file-ul. Dar, mă rog, e în regulă. Are doar 4%. Boing. Și aici ce e? Oh. Ok. Mă rog. Adică dacă știam că ne dă acolo, nu mai cumpăram. Dar oricum am destui bani aici. Deci, da. Bă, ne-a ținut ventul ăsta ca lumea. Hai, deci cu două de-astea. Și drop-ul e ca să te cațeri când, sau când cobori de pe o clădire. Te ajută, te ajută, te ajută. Ne mai trebuie hainele de polițist. Așa că hai să batem un, polițist, nu? Ia vine la mine în celulă, șefule. Îți dăm una pe cocoașă. Bun, 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 bun. Mai bine am așteptat noi să plece el, sincer. Uite-mă cine ne salvează pe noi, Mițanu! În sfârșit crowbar-ul, dude, în sfârșit. Din păcate, nu putem să-l luăm acum, pentru că ne vede detectorul, așa că așteptăm să plece. Îl vedem după chelia asta a lui. Ia vine o broadere încoace. L-am nimerit. Perfect. Ok, ok, acum nu ne depistează nimeni. What? Ce caută ăștia aici, gen? Stăteam și mă gândeam, nu e ciudat că faci baie cu polițiștii? Așa e la închisoare? Nu cred. Gen, baia de seară o faci cu polițiștii? Se uită la tine cum te speli. O să împrumutăm puțin de la vecinii noștri. Hopa, hopa. Dă-te-și la o parte. Trei astea, în caz că mi-au dat jos. N-au dat.
I-au dat doar două. Mă gândeam că poate au mai lăsat una jos între timp. Bun. Ce mă interesează pe mine sunt itemele acestea care sunt cele mai importante. Ala, da. Și hai să vedem. Am vrut doar să verific ca să fiu sigur. Se pare că într-adevăr Roll of Duct Tape. După care... mă rog. Datat. Grappling hook. Țac. Țac. Mergem și le punem aici în față. Frumos, frumos. Perfect chiar. O să mai facem un fake vent cover. Poate ni se sparge fix când avem nevoie de el. There you go. Mi-am adus aminte că ne trebuie niște file-uri. Pentru că avem un guard de... oh, come on. Trebuie să-i lăsăm pe ăștia să mă bată. Bine, hai tata. Garnicu's wife's got arrested. Ia uite-o. Ce se discută în închisoare aici la mine? Bun, ia uitați ce are băiatul vostru. Frumos. Ok. Așa. Acum o să ne facem un de la ultimate. În sfârșit, Roll of Duct Tape-ul este de folos. Bun, bun, bun. Asta e insane de puternic. Și avem screwdriver. Care ar trebui să funcționeze foarte bine. Versus astea. Să ne apăs din greșeală ca prostul pe scară că s-a terminat tot. Mă gândeam că merge mai repede screwdriver-ul. Ok. What? Asta e sturdy, cred că e mai puternic. Ok, presupun. Mergem în capăt de tot. Aici. Și avem tot ce trebuie, deci pregătim și noi patul de seară. Uite-l. Să-l punem ușor așa în pat. Cred că dacă suntem căutați și lasă asta în pat și pun și fake vent cover-ul, cred că nu se prinde. Că nu sunt eu, cred. Hai să vedem dacă avem ghinion sau nu. Ah, fucking hell, man! Come on! De ce mă caută pe mine? Fix în noaptea în care vreau să scap. Știi ceva? Mergem all in. Încerc să scap chiar dacă mă caută. Deci, eu o să vină o dată. Eu o să stau în pat. Not yet. Deci o să vină frățiorul să caute aici. N-are ce să găsească. Și după aia o să plece, nu? Nu vine de mai multe ori. Vine o singură dată, dar nu știi când vine. Sau mă caută de dimineață. Nu, cred că e o anumită perioadă de timp. Dacă eu mă culc acum, va intra unul dimineață. Poate mă caută după lights out. Nu? Interesant. Ok, ok. Nu cred că mai vine altcineva. Avem camera acolo, ceea ce cam un assault. Vreau să fi pregătit niște astea. Nu mai contează. Singura chestie e să mă mișc repede. Că acum ei mă vor vedea. Cred că suntem ok. N-am idee. Hai să ne furișăm atunci. Să ne lăsăm astea în urmă. Perfect. Nu ne trebuie două. Dar la mișto. Câți odată. Pe lângă așa ușureni. Era socomit. Era. Era cât pe ce. Te vezi, aici ne trebuie ăsta ca să ne cățărăm în sus. Și acum cu sturdy cutters. Ia uite-l, câte 20, cum se duce. Și deci rezistă. Da, e și repede, și rezistă. We out of here, boys! Na, mă. Ia uite-l, e happy. Le vedeți aici jos? Da, tata, am scăpat și de aici într-un singur episod. Bă, nu vine să cred, mă. Păstrăm, am făcut și high score. Mi se pare că avem 190.000 înainte de episod, nu? Sau? Bă, nu vine să cred, mă. Am scăpat și de aici.
Facem jungle data viitoare sau ce sugerați? Very hard. Aici MP Iron Gate. Mi sper că am scăpat din toate astea. Cred că doar la DLC-uri, nu... Alcatraz-ul. Mamă, nimeni nu scapă din Alcatraz, băieți. O să ajungem și acolo, desigur, în funcție de susținerea voastră. Dacă apăsați butonul acela de like, să mai facem episoade în continuare sau nu, ok? Bun, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!